Călătoriile cu trenurile din România sunt o adevărată aventură. Când este prea cald, aerul condiționat nu funcționează, iar spre seară temperatura scade cu cel puțin 10 grade. Asta au pățit și călătorii care au venit cu trenul Timișoara-Iași ieri seară și care spun că nu vor mai merge prea curând cu CFR-ul. O călătorie cu trenul poate fi un adevărat calvar pentru pasageri. În această vară, indiferent de cursa despre care vorbim, CFR Călători nu a respectat niciun program, iar condițiile din trenuri au lăsat de dorit. Chiar dacă temperaturile au ajuns și la 40 de grade Celsius, aerul condiționat nu a funcționat pe trenul care a venit din Timișoara spre Iași. Excepțional, cu complimentele noastre de la CFR-ului. Era să murim de cald în tren. Era 41 de grade afară, mergea 42 când... 42 maximum. 42 da. Afară și 37 în tren. Fără aer condiționat. Asta e, mergea din când în când aerul condiționat. Și după aia după aia exact. După aia deci, zero. Complimente. Ales, dar da. Na, nu-i prima oară. Studenția. Pasagerii au făcut față cu greu călătoriei de peste 16 ore. Foarte greu, foarte greu, foarte greu. Nici aer condiționat, mizerii de nedescris. Îi bătaie de joc. Iei mulți bani, știu să iei mulți, dar nu condiți. A fost cald? Cald. Să murim de cald. 42 de grade. 42 de grade între ele. Vai de capul meu. Cât a fost la bilete? 2 milioane. Întârzieri foarte mari au fost și pe rutele spre București și Constanța.